Bună, am revenit cu un nou videoclip. Astăzi vreau să fac un mini book haul, deoarece am fost la Cărturești Carusel astăzi și ne-am luat câteva cărți, bine, două cărți, se află în această pungă foarte frumoasă. Și hai să ne uităm la ele. Ok. Sunt dintr-o serie pe care noi o mai avem. Mai avem câteva volume din această serie. Cred că știți dacă v-ați uitat la videoclipurile noastre cu cărțile despre lumea lui Tolkien. Este The Atlas of Tolkien, scrisă de David Day. Și asta este The Ring, Legends of Tolkien, tot de David Day. Au niște coperte foarte șmechere, adică sunt dintr-un fel de cauciuc. Și are are un indent înăuntru și piese în basorelief, textura care este reprezentativă pentru fiecare carte. Bine, titlurile sunt cu auriu, dar în rest sunt parcă nu știu, sunt atât de detaliate încât crezi că sunt sculptate. Noi mai aveam The Battles of Tolkien cu coperta roșie și mai aveam una cu gri, asta e verde și asta este cred că e maro sau tot gri. La cameră se vede maro, dar nu sunt sigur de culoare. Da, în engleză asta se traduce ca Atlas, un Atlas al lui Tolkien. Și asta este Legendele cu inelul lui Tolkien. Desigur, este vorba despre inel cu I mare, practic The Ring, din Stăpânul Inelilor și Hobbitul. Da, ce mie îmi place foarte mult la aceste cărți este faptul că include foarte multe ilustrații foarte bune. De exemplu, aceasta și stilul în care este organizată pagina. Stați... Așa. Arată foarte bine și îmi place foarte mult. Chiar dacă nu sunt foarte groase cărțile, The Ring Legends of Tolkien are 294 de pagini, nici măcar 300, și asta cred că este tot așa, cam aproximativ 300. Știu că mai este o carte în serie pe care noi nu avem. Pe acestea două, chiar dacă sunt în engleză, le-am luat de la Cărturești, deoarece, sincer, îmi plac foarte mult. Deoarece explică foarte bine lumea lui Tolkien. Și, în general, am observat că și citind această carte, ni se explică foarte bine ceea ce nu a reușit să explice Gerard Tolkien sau Christopher Tolkien, fiul lui. Și da, de-abia aștept să le citesc și poate ne vedem, de fapt cu siguranță o să ne vedem la o recenzie peste câteva săptămâni sau poate chiar mai devreme, în câteva zile. Acesta a fost videoclipul, știu că a fost unul destul de scurt, doar că atât am avut de vorbit despre acestea deoarece nu le-am citit încă, pot să fac recenzie pentru fiecare în parte și poate cu toată seria și ne vedem la următorul videoclip. Pa!